Șefa secției de oncologie a Spitalului Județean Suceava, Anca Babneh Dumitrovici, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de luare de mită. Anterior, procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava au făcut percheziții în secția de oncologie, mai exact în cabinetele medicilor, în ambulatoriu și în mașina personală a medicului cercetat penal. În cursul zilei de astăzi, parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a unei inculpate, reținându-se în sarcina acesteia că în calitate de medic specialist oncolog la Spitalul Județean de Urgență Suceava, în perioada aprilie 2022-19 ianuarie 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, a acceptat promisiunea de a primi o sumă de bani, a pretins și a primit diferite sume de bani, respectiv între 50 și 200 de lei, precum și 50 de euro, precum și alte bunuri, de la un număr de 64 de persoane, pacienți sau aparținătorii acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul și asistența anticancer, care trebuiau realizate gratuit. Anchetatorii susțin că șefa secției de oncologie ar fi acceptat ori pretins bani de la peste 60 de persoane. Sumele erau cuprinse între 50 și 200 de lei. În sarcina inculpatei s-au reținut 64 de acte materiale ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată, din care 62 de acte materiale au fost comise într-un interval scurt de timp, respectiv în 7 zile lucrătoare consecutive din luna decembrie 2022. Potrivit declarației de avere completată în iunie 2022, medicul oncolog are o casă de locuit de 250 de metri pătrați în Moara Nica, unde are și un apartament de 90 de metri pătrați. Are două autoturisme, bijuterii în valoare estimată de 6.000 de euro și două depozite bancare, unul de peste 100.000 de lei și un altul de peste 11.000 de euro. Pe de altă parte, medicul are și trei credite bancare în valoare de peste 170.000 de euro. Anca Babneh Dumitrovici a încasat de la Spitalul Județean Suceava pe parcursul unui an peste 200.000 de lei, iar de la cele două clinici private cu care colaborează aproape 90.000 de lei. Conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis că pacienții medicului cercetat penal vor fi preluați de alți oncologi ai spitalului. În urma scandalului, numeroși suceveni au reacționat pe rețelele sociale online. Unii susțin că fenomenul corupției a înflorit în Spitalul Județean Suceava după pandemie, iar alții că au fost tratați ca la carte în timpul spitalizărilor, deși nu au strecurat bani în buzunarele cadrelor medicale. Conducerea Colegiului Medicilor din România a transmis un comunicat de presă în care îi roagă pe pacienți să nu mai ofere atenții medicilor. Actul medical este ceva nobil, un ajutor oferit unui om în suferință. Prin urmare, pe de o parte, plata informală va arunca o lumină nefavorabilă asupra actului medical. Pe de altă parte, aceste manifestări de recunoștință, ciocolată, cafea, miere, pot fi considerate probe pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Rugăm pacienții să renunțe la această practică pentru a evita expunerea medicului la aceste riscuri, a afirmat profesorul universitar dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.